Bună ziua și bine v-am regăsit la școala de machiaj Melchior. Astăzi o să vorbim puțin despre machiajul ochilor. Și cu tot știm că atunci când vine vorba despre machiajul ochilor, fardurile de pleoape sunt un element foarte important, dacă nu cel mai important element, în a aduce culoare și strălucire privirii. Și astăzi, la fel cum v-am obișnuit de fiecare dată, avem niște noutăți. Și aceste noutăți constau în o gamă de farduri. Această gamă de farduri este o gamă de farduri mini. Le-am scos așa la imprimantă colorată, tocmai pentru a le putea observa mai mic, mai bine, deoarece ele fiind farduri mini, sunt micuțe. Da? Iar aici pot să vă evidențiez mai bine exact fiecare fard în parte și de ce le-am ales noi așa. În primul rând ne-am hotărât să dăm amploare și să diversificăm gama de farduri naturale sau neutre, gama de marouri, care intră în concordanță cu un aspect natural. Bun. Și avem 6 farduri din această gamă mini. Și ele se numesc Salty Caramel, Hazelnut, Pink Salt, Pecan, Blueberry și Red Pepper. Toate aceste culori au fost selecționate atent și alese să corespundă cu un anumit tip de ciocolată. Pentru a face totul mai fun, am zis să ne-am hotărât noi să le alăturăm unui tip de ciocolată pentru fiecare culoare în parte. Și după cum arată ciocolata pentru fiecare tip în parte, la fel am scos și noi niște farduri care replică acele culori. După cum foarte bine știți, marourile și nude-urile, în general, și culorile pielii, în general, sunt foarte importante în absolut orice machiaj. Nu contează neapărat culoarea pe care o folosim, dacă este mată sau sidefată. Gama de marouri și bejuri și culori naturale ne va ajuta întotdeauna să contopim culoarea pe care vrem noi să o aplicăm pe pleoapa mobilă cu culoarea pielii. Cu ajutorul unui fard neutru sau un fard bej de nuanța pielii, putem face acea estompare perfectă și a evita formarea de pete în jurul ochilor. Iar în ajutorul nostru au ieșit aceste 6 culori de fard. Eu le folosesc așa. Odată sunt foarte bune pentru un machiaj de zi, cât și pentru un machiaj de seară. Aveți aici cam absolut orice fard, aveți aici absolut toată gama de farduri, de tonuri de farduri, cu care puteți realiza un machiaj cap-coadă. Există atât culori închise, da, tonuri închise, cu care puteți replica adâncime, cât și tonuri deschise, cu care puteți conferi luminozitate. Cel mai bine și cel mai bine, maroul vine în combinație cu roșu. Tocmai de aceea, gama noastră este pe marouri și maro roșcat, roșiatic, chiar spre violet, un pic spre prună, și evident, două farduri naturale, culori naturale, care merg aplicate la finalul oricărui machiaj pentru a realiza un finisaj perfect. Ce vă pot spune despre aceste farduri este același lucru pe care deja îl știți. Sunt caracteristicile fardurilor Melchior, care se caracterizează printr-o culoare bogată. Acestea au un finish mat, textura este fină și mătăsoasă, se poate lucra cu ușurință, tocmai datorită particulelor fine, da, de fard. Finisajul este unul excelent. O să greșiți cu greu cu aceste farduri, deoarece orice fard folosiți, dacă îl terminați în una din aceste 3 nuanțe, el se va amesteca perfect cu culoarea pielii și vă va crea finish-ul perfect de care aveți nevoie.
De ce să alegeți fardurile acestea? Pentru că, la fel ca restul fardurilor Melchior, după cum bine știți, ele sunt renumite pentru pigmentație și rezistență. Din aceeași gamă fac parte și aceste farduri. Ele, după cum v-am spus, ele sunt mini, ceea ce înseamnă că vă puteți achiziționa o paletă mai largă și le puteți înlocui ușor. Eu de regulă le-am și aranjat aici, da? Eu de regulă le folosesc așa. Pentru a crea un degrade, ori le folosesc pe acestea trei sau pe acestea trei de sus. Ele merg combinate și așa. Pot fi combinate în absolut orice în absolut orice, puteți face absolut orice raport între ele. Și așa cum v-am obișnuit, la sfârșit o să vă dezvălui și o surpriză. Surpriza constă în faptul că primele 100 de persoane ce achiziționează online sau în magazine două dintre aceste rezerve vor primi gratuit un creion Col Maro pentru conjunctivă, pentru ochi. Și odată achiziționați aceste farduri, împreună cu creionul cel primit cadou, vă puteți crea un machiaj cap-coadă, atât un machiaj natural de zi, cât și un machiaj dramatic. După cum v-am spus, fardurile acestea pot fi folosite individual sau împreună. Acestea fiind spuse, vă aștept cu drag să testați noile farduri mini în cele 6 nuanțe pentru colecția mini chocolate. Și pe data viitoare, când vom scoate alte produse noi. O zi bună!